Gata! Wow, ce treabă bună! Mulțumesc, tată! Unde dai la mama? Unde ai fost aseară? N-ai dormit aici? Unde ai fost? Am fost plecat cu prietenii mei. Bună dimineața, băi frățiorii și surorile mele, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Eu sunt Sebi Crișan și astăzi, băi frățiorii mei, o să mergem la Dia și la Alvarez, pentru că astăzi ei or să fie părinții mei timp de o zi. Nu de mult ce ne-am trezit, am filmat rapid o reacție BMW și acum imediat trebuie să plecăm, doar că trebuie să-l așteptăm pe Pain, că trebuie să vină și Pain cu noi și să mergem la Dia, la mama de fapt. Numai bine îi ducem și papucii mamei noastre, care au rămas la noi de ceva timp, și să vedem cum o să ne descurcăm astăzi ca fiul lui Diana Ce și Alex Alvarez. Nu uitați, băi frățiorii mei, să apăsați acolo butonașul de like, share și subscribe, un follow pe Instagram și hai să îi dăm drumul la treabă. Bun, băi frățiorii mei, am plecat, am luat frumos papucii mamei noastre, mergem să ne vedem cu Pain și plecăm la drum. Pain filmează și el un vlog cum e romantic cu Dia de față cu Alvarez și o să fie foarte, foarte, foarte amuzant, că o să combinăm toate vlogurile și o să iasă Caterinca. Bun, hai să plecăm. Hai, tata, intră. Poți? O, da. Ce ai să ceartă cu unul ăsta, că intra. Am ajuns. Am ajuns, da, dar nu m-am pășit cu florile. Nu se vede nimic. Da, da. Bună, tată, bună, bună mamă! Bine. Ce faci? Bine, bună, Pain! Salut, tată! Salut! Mulțumesc, Pain! Ziua mea este în 10 zile. Nu contează. De ce ai adus florezi? I-am adus flori de pe acum, pentru ziua ei. Te dai la mama? Nu, m-am gândit doar să iau niște flori. Ce te dai la mama? Unde ai fost aseară? N-ai dormit aici. Unde ai fost? Am fost plecat cu prietenii mei. Pe pandemie. Iartă-mă, mamă. Cum îl iau băcuțul ăsta? Amos. Au. De ce arată ca lor, dar mai mic? Cred că e mai cuminte decât lor. Lor în miniatură. Wow, draga mea, mama. Bă! Bă, ne place cumva? De ce zici draga mea, măi? Draga mea. Bă, draga e mama mea, mă. Draga mea, nu draga ta. Bă, animalul. Bă, te dau cu mama, mă. Te dau cu mama, mă. Așa, așa, e. Mulțumesc, mamă, că mi-ai apărarea. Ce sexy ești când te enervezi? Mamă. Mă enervează, te rog. Mă dezgustă conversația ta. Nu jură, mă, te rog. Vorbește-mi porcos. Vorbește-mi porcos de față cu Alvarez, te rog. Asta e ceva fetiș. Da. O, ești pe iubită ta în spate. Așa mai faci tu. Nu se supără? Deci, draga mea, mamă. Deci, dragul meu, fiu, având în vedere că n-ai venit acasă, așa că patul tău este făcut, trebuie să ne faci nouă patul. Bă. Nouă. Lui mami și lui tati trebuie să ne faci patul. Și dacă nu vreau? Cine e tati? El e daddy. El e tatăl meu, mă. Eu tatăl. Deci să mă duc să fac patul? Da. Viața mea nu fac patul acasă. Care, asta? Da. Bun. Asta e păturița? Halat? Mamă, te vezi, zici că ai hepatită de gradul 2. Stai așa, gen. Mamă, dar chiar bine făcut, frate. No? Cum de, că noi facem în fiecare zi. Așa, ok? Da, așa e deasupra. Stai așa, trebuie să fie drept, trebuie să fie uniform. Ca la hotel. Ai fost vreodată într-un hotel? Da. Unde ai fost? Cu cine ai fost? Cu voi. A uitat următorul pas. Bă, dar ce complicat e să faci un pat. Gata! Wow, ce treabă bună! Ce treabă bună, Victor, da. Parcă ai fi și eu. Parcă Amos l-a făcut. Da, e ok. Mulțumesc. Trebuie să mai fac o rapă aici, prin camera. Ăsta este lanțul tatălui meu? Da, poți să-l încerci. Nu, poți să-l încerci. Să-l iei la școală o zi. Cum stă? Dar știi să-l pui sau? Ce moment frumos, băieții mei. Da, tată vine, tată vine cu fiu. E tata meu, mă. E tata meu biologic. Mulțumesc, tată. Bă, mie zici tată, mă. Bă, ai auzit? Tu cine ești, mă? Tatăl meu vitreg. De fapt, nu, nu ești tatăl meu vitreg. Tu așa vorbești cu mine, mă. Tu mi-ai dat lanț, nu mi-ai dat lanț. Tu suși p***a. Ți-am pus pâine pe masă. Ți-am pus pâinea pe masă. Nu. Dezbracă-te. Pedofilule. Deci, dragul meu tată, îți dovedesc cât de mult te iubesc. Mi-am făcut același tatuaj ca tine pe gât. Nu ți-am spus povestea, e semn din naștere. Avem la fel. Acolo la tine e și cu litere diferite. La mine scrie patience, la tine cred că scrie pozitiv, nu? Nu, patience scrie și la mine. Să mor tu, să mor tu, arată, nu te cred. Da. Și la mine scrie la fel, că am uitat. Dar e pe acelea scris? Trebuie să comparăm scrisul. Nu cred că e magic. La tine e pozitiv, cred. Da, mă, la mine e po... Nu? Da? Da, înseamnă că... Da, mă, ți-am zis că e cu litere prea... diferite, nu? A, era prea frumos să fie adevărat. A, cui e cartea asta? A, mea.
Nu, de-aia mie tată. Depinde de care tată vrei să fiu. Serios, mi-o dai? Da. Ai terminat-o? Da. Și mai ai nevoie? Adică vreau să o citești eu. Da, ți-o dau. Mi-o dai? Da, ți-o dau. Îți îmbunătățește experiența de viață. Îți mulțumesc din suflet. Și chiar e șmecheră cartea asta. Chiar e forță, da, am citit-o. Nu, nu am citit-o. Păi dacă ești prost. Surprinzător pentru toată lumea. Dragii mei părinți, îmi doresc și eu un scamp pe asta. Ești la tine acasă? Ah, da, de fapt, da, sunt prost. O să dorm aici în seara asta. Aici ar trebui să dorm. Păi tocmai de-aia ți-am dat cu ciocolată. Cu gem nu contează, cu caisele, le aruncă-le, nu trebuie să le vezi. Poți să le dai fiului tău. Poți să le dai la Sebi. Poți să hrănești fiul. Ce drăguț. Poți să-i dai și la ăsta dacă vrei. Mie? Și la ăsta, dacă e foame, poți să-i dai și lui. Caise, păi chiar așa ziceți, caise? Dă-i și ei, nu poate să fii singurul copil. Trebuie să... Nu știu ce caută în casă la noi. La... e casa noastră. Te-ai mai sunat că ești la poartă și ai greșit casa. Am uitat, n-am mai fost de mult timp. Păi unde ai fost? Plecat după lapte. Te-am prins în faptă, bă. Cu ce? Ce ai numai? Băi, nu știu, e ceva pistol. Ce-i în asta? Taia. Nu știu, balonetă, baionetă, cum era? Baionetă-i sabie, tată. Da? Te-ai jucat Age of Empires, ha? Da, e antichitate de aia. Antichitate din aia? Antichitate de aia. Bagă-o în gură, bagă-o în gură. Bun, acum o să urmeze să-i facem roast tatălui meu. Bă, dă-te de lângă iubita mea sau lumea? Păi mai ai lăsat. Nu mai încep cu tine. Bă, dă-te de mea. E mama mea, mă. Și ce, mă? E mama mea, mă. Ce faci, bă? Cum adică ce faci, bă? Că să ne dragi un deșiretul? Zis-o! Zis-o, copile, bravo! I-ai zis-o, bă, te-ai căcat pe el! Ok, tu gata? Sebi, tu ești primul care trebuie să te pregătiți. Hai, treapta noastră! Bun, dar vreau liniște, dacă se poate, până spune gluma, după aia reacția, da? Haideți! Haideți! Și da, îi dăm notă, da? După, de la 1 la 10. Eu sunt 100% pregătit. Cum se tunde Alvarez? Se ascunde în boscheț și așteaptă grădinarul să vină să taie tufele. Bună, să nu mă așteptam. A fost bună. Am branduit-o. E cu brandul, nu-i peste. E bună asta. Acum primesc la altă? Da. 6. 6, chiar așa? Eu sunt sigur că a fost mai bine, sunt sigur că a fost mai bine. Nu, asta a fost cea mai bună. Nu cred că a fost cea mai bună. Nu cred, fiule, nu mă dezamăgi, fiule. La asta a stat 20 de minute. Aia sunt Georgica. Spune că nu se trage cu deșireturi cu nimeni. Haide. Bă, frate, ți-ai deschis par de distracții? Că ai părul ăla, zici că e tiroleană pentru păduc. Da, mă, asta a fost bună. Auci. Auci, da. Dragii mei părinți, vreau bani. Vreau bani. Muncește pentru ei. Cum adică să muncesc? Îți dau eu bani. Muncește pentru ei. Care este? Eu sunt tatăl lui. Câți bani vrei, fiule? 200 de lei. 200 de lei? Ce vrei să zici de 200 de lei? Spune că eu cu mama ta aici împreună o să ne gândim foarte bine, ne gândim la viitorul tău și spune dacă acei 200 de lei te ajută. Ba nu, vreau 12 milioane. Te duci 12 milioane? Vreau să-mi iau și o buză Palm Angels. Nu voi ai 50? Palm Angels, 50? Vreau, 50 voi ai. 12 milioane. Vreau Palm Angels. Vreau să zic că Palm Angels, frate. Da. Copilă. Da. 12 bețe. Da. Cu bețe. Da. Merit. Nu? Merit sau nu merit? Merită. Dar stai că mă scotesc puțin cu mama ta și vede, merită? Au apărut și snicării aia noi și geaca. Îi trebuie și geaca, nu poate să aibă tricou nou fără outfit nou, adică totul trebuie schimbat. Corect, tocmai le-am să fac jumătate cu mama ta. Nu. De ce nu, mamă? De ce nu? Nu îți vezi? Ea s-a oferit să-ți dea. Păi nu mai eu. Noi ca părinți, noi doi acceptăm. Păi noi, da, exact. Nu mai pune până pe mine. Ce faci așa? Te iubesc. Așa faci? Da, flori. Bă, nu mai urla la mama. Nu urlu, vorbesc pe un ton mai drăgostos cu ea. Te la flori. Te la flori. Drăgostos. Eu așa îmi exprim sentimentele când sunt emoționat. Te la flori. Și forneti. Și inel când? Păi te dau inelul meu. În genunchi, pune-te în genunchi. Nu uite în genunchi și ce le pot chiar așa. Zi mai vezi.
Bine, nu vorbești, ok. Acum o să facem un TikTok ca între copii și părinți. Ca în familie. Ca în familie, da. Se vede ciudat. Prude, nu. Te lași mai pe spate, tu. Dar nu-mi place să filmezi așa, bine că nu-i stau așa. Bine, vrei să mai zic eu atunci. Vezi culcoreți? Which parent is more likely to snoop through your room? Which parent is more likely to skip your event or sporting game? Which parent is most likely to bring you soup in bed when you're sick? Which parent is most likely to go out with you? Which parent is the better driver? Which parent do you tell more secrets to? Which parent has better style? Who's most likely to hack into social media? Who is most likely to be late? Who is more responsible? Which parent is funnier? Which parent yells more? No. Which parent is most likely to take the wrong kid home from the park? Which parent is the best? Bun, dragii mei părinți, o să plec acasă, la altă casă. La apartamentul pe care ți l-am cumpărat? Da. Okay. Am fost un copil bun? Da. Da, să mai ne vizitez. Pe o scară de la 1 la 10, cât de bun a fost? Era mai bun dacă ne aduceai cadouri. Da, i-am adus cadouri. Nu fii cu mâna în pur, ghiță. Ăla e un laser? Care de noi e un laser? Mă simt nici că acum... De afară. Că e sniper. Da, jur. Hai! Băi, ești pregătit? Hai. Dacă pornește minune. Pornit. Oare de ce? Pornit. Deci prima oară când am dat, nu pornea. Nu punea. Da. Am gândit că rămânem aici, în câmp. Chiar că în câmp. Care sunt șansele să ai în calculator? Chiar foarte mari. Cine sunt prezervative, Sebastian? Nu. Bun, acum trebuie să mergem la Ioana lui Gami, să luăm cheia de la mașina lui Gami și să mergem în cartier. Bun, băi, frățiorii mei, deci că am dat fost și cu vlogul acesta, am ajuns și noi acasă într-un final. Vă mulțumesc de vizionare, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Sebastian și ne auzim în vlogul următor. Bye, bye!